Ieșenii au învins-o pe Hermannstadt după un meci sărac în fază de poartă. Poliaș a avut singura ocazie importantă a primei reprize. A fost nevoie de un penalti pentru a se marca la Pitești. Joao Teixeira a transformat și a făcut 1-0 pentru Ieșeni în repriza secundă. Iașul putea face 2-0 în ultimele minute de joc, însă Teixeira nu a profitat de gafa lui Pârvulescu și s-a făcut de râs. Cu această victorie, ieșenii au urcat pe podium în play-out. Este o victorie foarte importantă, 3 puncte de aur în acest moment. Dacă nu îngropi pe cineva, te îngropi pe tine și atunci intri în zona fierbinte. Nu e o scuză sau un alibi asta, dar dacă nu vom juca acasă, va fi foarte greu să ne salvăm. Asta e adevărul. Cred că sunt capabil împreună cu băieții să redresăm corabia cât mai repede.